municipal s-a uzat de dreptul la tăcere, este dreptul lor procedural, ce să spun. Sunt polițiști cu funcții suspendați sau? Nu. Potrivit regulilor de competență, competența de a instrumenta pentru fapte de corupție, eventuale cu acte săvârșite de ofițeri, aparține exclusiv de DNA-ul. Nu vorbim de subopție, e parchet de conduită regulat. Au luat prejudiciul? Prejudiciul este... este destul de masiv, depășește câteva zeci de mii de euro, sau sute de mii de euro, pentru că e constituit mai multe zeci de acte materiale pe parcursul timpului. Cum se procedează? Depinde, se transportă o cantitate foarte mare de uree, să spunem, de 300 tone de uree. Dacă furi 500 de kg, nu se vede. Și este foarte greu să demonstrezi fiecare pas al furtului de fiecare material. Tocmai de aceea sunt incriminați în infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, pentru că scopul era ca acte materiale repetate să sustragă de unde se putea, ca la un moment dat să nu dea seama de unde s-a furat. Că dacă dintr-o grămadă de fier vechi de 20 de metri înălțime e două basculate sau un portbagaj de mașină, nimeni nu vede. Atunci înseamnă că furtul nu există. Din port sau din vagon? Exclusiv. Până ieșeau din port, așa am scris și rechizitoriu, aveau o anumită protecție pe anumite structuri de poliție, când ieșeau din port până depășeau o anumită rază de competență, intrau reprezentanții altei structuri de poliție, era o organizare punctuală a activității. O să vedeți lucrul ăsta.